ne îndreptăm către zona rurală a României, care are foarte multe de oferit și care, într-adevăr, față de alte zone rurale din Europa, încă se conservă, încă se mai conservă. Sunt zone care se conservă destul de bine. Să spunem colinele Transilvaniei, da? În zona de sud-est a Transilvaniei, care este extraordinar de spectaculoasă, cu cetățile fortificate, cu satele Săsești și așa mai departe. Nu? Exemplul Viscriului deja este arhicunoscut. Da, să știți că nu numai Viscri există, sunt și multe alte sate care încet, încet merg pe urmele acestui sat care a reușit să se protejeze foarte bine împotriva unor schimbări dramatice. S-au făcut filme pentru a conștientiza și a face publicitate acestor destinații care încă în zona noastră de turism sunt destul de puțin cunoscute. Ecoturismul este acel turism care ține cont de resursa locală, care îl face pe turist să aibă experiențe deosebite, fie prin practicarea unor sporturi în aer liber, fie având niște experiențe culturale deosebite, dar bucurându-se în același timp de o mâncare tradițională, de o cazare tradițională, de contactul cu viața satului, ce știu eu, cu ciurda de vaci care se întoarce seara de la păscut și să vezi ce spectacol e cu respectivele vaci, cu fiecare țăran își așteaptă vaca în fața porții, cu ușa deschisă, unele știu să intre, altele trebuie să le tragă înăuntru și așa mai departe. Deci toată această viața satului într-un fel poate fi recuperată în felul acesta. Pe de altă parte, conservăm satul și tradițiile și astea, oferindu-le acolo local o sursă de venit. O sursă asta de venit este turistul, care vine și consumă local. Da? Deci ai nevoie de sursă de hrană, ai nevoie de sursă de cazare, de servicii, chiar în zona aceasta. Ori, în România trebuie să existe tipul acesta de turism, tocmai ca să ne putem conserva ceea ce, de fapt, ne definește foarte, foarte bine. E o suită de 7 filme. Un film, el a fost deja lansat. Fiecare film este o poveste. Este o poveste despre locuri, este o poveste despre oameni, este o poveste despre întâmplări, tot felul de lucruri puțin cunoscute despre diverse zone din România. În fiecare săptămână se va lansa câte un... Unde se le vor lansa? Ei vor fi pe YouTube.